În cursul acestei zile, două persoane, o femeie în vârstă de 92 de ani și fiul acesteia de 52 de ani din comuna Poiana Lacului au fost găsite decedate în locuință. Vecinii au fost cei care au alertat autoritățile. N-am mai văzut lumina aprinsă în casă. De când n-ați mai văzut? De două zile. De două zile. Da. Ei se încălzeau cu gaze, cu... Nu, cu lemne. Cu lemne. Și credeți că de la sobă s-a întâmplat sau ce s-a întâmplat? Nu știu să vă spun asta, dacă de la sobă. La fum ați mai văzut, doamne, ieșind pe cor? Nu. Fum nu. De mult timp? Păi tot așa, de câteva zile. Tot de câteva zile. Ce credeți că s-a întâmplat cu ei? Intoxicați sau ce credeți că au pățit? Bănuiesc că fiul a murit primul și bătrâna, văzându-l, bănuiesc că a suferit vreun accident vascular sau vreun infart. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Poiana Lacului, dar și un echipaj medical care au constatat că cele sesizate se confirmă. Polițiștii de investigații criminale au ajuns la fața locului pentru efectuarea cercetărilor. Cei doi nu aveau alte rude, astfel că autoritățile locale din Poiana Lacului se vor ocupa de înmormântare. Primăria Poiana Lacului, am discutat deja cu singura firmă de pompe funebre în Poiana Lacului, am discutat cu cel de aici, îi va face tot ceea ce trebuie pentru a fi îngropați creștinești, iar primăria Poiana Lacului, dacă nu se vor acoperi cheltuielile, va suporta cheltuielile. Spuneți-ne, ce credeți că s-a întâmplat de a murit amândoi? Nu putem să știm. Toată lumea spune că nu s-a mai aprins lumina de două zile și eu, acolo, pe acea uliță la Gărdinești, pe unde stau dumneavoastră, sunt trei case. Ultima uliță, pe stânga, până la coborâre în Vedea, e un om în vârstă, la Gheorghe Oprescu, care tot la fel în vârstă, toată lumea în vârstă, vă dați seama. După două zile, zice că a anunțat poliția a intrat acolo, când s-a dus, vă dați seama, a găsit morți și a anunțat procuratura ca să facă investigația respectivă. Potrivit polițiștilor argeșeni, la acest moment nu există suspiciuni în ceea ce privește decesul. Trupurile au fost preluate de Serviciul de Medicină Legală, iar necropsia va stabili cu exactitate cauza morții.